de la har la natura omenească și de la natura omenească la harul dumnezeiesc, Tată, nu cum vreau eu de la mine să treacă paharul acesta, ci cum Tu voiești, adică știu că trebuie să gust moartea, nu înțeleg, fiind viață veșnică, ceea ce a moarte. Dar trebuie să o gust, așa cum spune dreptatea ta, că n-am venit să fac voia mea. Și îngerul dă mângâierea, stai liniștit, ești în ascultarea Tatălui, acum ești om desăvârșit și dacă asculți, nu vei muri în veac. Și avem expresia la mormânt, când, deși Hristos stătuse 3 zile mort în mormânt, îngerul nu folosește cel adormit aici sau cel mort aici a înviat. A spus așa, ce căutați pe cel viu cu cei morți? Iată o expresie care ne face să înțelegem dimensiunea îngerească a omului din rai cu dimensiunea îngerească a omului de pe pământ. Cei de pe pământ, ne spune Avram, și s-au pogorât bătrânețele mele cu jale în iad. Când a murit Avram. Toți se temeau de moarte și tot neamul omenesc se teme de moarte. Dar se teme de moarte pentru că nu o percepe. Iisus Hristos, după ce o învinge prin șederea în pântecele iadului, timp de 36 de ore, deci de sâmbătă, deci de vineri de la prânz după amiază când își dă Duhul până sâmbătă noaptea la ora 12, predică Evanghelia lui Dumnezeu Tatăl, deci voia Tatălui Divin, că n-am venit să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis, și îndrăznește să o întrebe pe moarte, moarte, unde e boldul tău? Până acum o trăveai tot ce prindeai, duceai în veșnicia morții. Iată că trebuie să înțelegi că misiunea ta, lăsată de Dumnezeu, nu este să ucizi, să creezi. Și Apostolul Pavel ne dă formele morții. Se culcă omul într-o stricăciune și răsare într-o slavă. Și o să vedem că avem la judecată acest element. Și când la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății mormintele se vor deschide, toți morții vor învia. Vedeți ce interesant? Deci, ce recapătă moartea? Calitatea vieții pierdută prin neascultare. Ce recapătă Adam din această învățătură? Că el și-ar fi dorit o viață veșnică și o îndumnezeire veșnică, dar fără perceptele dogmei divine și fără esența de Dumnezeu. La sfatul cunoașterii părerii personale. Și cum ne dăm seama ce înseamnă sfatul cunoașterii părerii personale? Ești unul din cei mai eminenți sau iluștri într-un domeniu pământesc, să spunem, orice ramură sau speță științifică. Și profesorul te ascultă, profesorul tău, cel care te pregătește. Și la un moment dat îți spune întrebări. Tu ai niște grile. Dacă le răspunzi toate perfect, iei 10. Sau profesorul poate să spună, domnule, sunteți un geniu, m-ați depășit. Dacă profesorul este la statutul de profesor autentic. Sau profesorul poate să-ți spună o întrebare cu care să te încuie și tu, dacă ești un autentic cunoscător al adevărului și al lucrurilor adevărat, poți să-i spui, candid, domnule profesor, asta nu știu. Adică mai este loc de descoperire. Mai este loc de cercetare. De aceea și învățătura pământească merge din etapă în etapă. Gimnaziu, liceu, facultatea, masterantul, academicianul, doctorantul și așa mai departe, până ajungi la paracultura
anormalului și paranormalului, sau ce vrei tu să mai ieși acolo. Distins doctor în meteorologie. Ce este însă important? Că Adam pierde limitarea pământească și nu are noțiunea de timp pământesc și de timp dumnezeiesc. Ne spune Scriptura două expresii frumoase și interesante. Prima spune așa. Adam a auzit în răcoarea serii pe Dumnezeu plimbându-se prin grădina Raiului. De unde a avut Adam noțiunea de răcoare și de seară, dacă în Rai era permanent lumină? Era prima percepție a lumii văzute cu ochii căzuți. Când soarele răsare sau asfințește. Când de dimineață sau când de seară. Acestea le spunea Dumnezeu fără ca Adam să știe cum sunt. Și a fost noapte și a fost dimineață, ziua întâia, ziua a doua, ziua a treia. Și a văzut Dumnezeu că erau bune și bune foarte și așa mai departe. Dar iată-l pe Adam în poziția în care pierde noțiunea de esență divină și are nevoie de o judecată dumnezeiască. Adame, unde ești? Aici sunt, Doamne. Dumneavoastră, dacă vă întreabă cineva unde ești, spui. La magazin, la biserică, în oraș, la țară, în stația de autobuz, acasă, la un prieten, la o prietenă, în familie, la noră, la copil. Deci, cu ce te destinezi, cu locul unde te afli, te poziționezi, nu-i spui soțului, caută-mă la paralela 45, cu 15 grade și cu 16 latitudini sudică. Îi spui, sunt strada Bucium, la o prietenă, la numărul 40. Aceasta este cunoașterea topo a ceea ce înseamnă orientarea noastră geografică în teren, ca oameni și ca noțiune tehnică. Adam nu mai avea noțiunea divină de rai, de aceea nici n-a putut pronunța cuvântul, pentru că mintea lui pierduse noțiunea de divin, noțiunea de Dumnezeu, noțiunea de rai și noțiunea de sfințenie. Și atunci începe, din cultura dobândită pe lângă Dumnezeu, să facă cu Dumnezeu acea demonstrație: Doamne, nu eu sunt de vină, femeia ce mi-ai dat-o, Doamne, nu eu sunt de vină, șarpele pe care l-ai creat, șarpe, tu de ce te-ai băgat, avea și el o treabă pe acolo. Și iată, în felul acesta, omul s-a văzut departe de Dumnezeu, dincolo de șosea, cum se spune, dincolo de gardul Raiului, care nu era nici de sârmă ghimpoasă, că nu era cu estul, nu era nici din Dunăre format, că nu era cu sudul, ci era pur și simplu limita harului care nu mi-ai permitea să pătrundă în lumină. Și atunci se spune că omul a căzut în propria lui gândire, în propria lui judecată, dar întinând ce? Întinând spațiu. Pentru că pământul l-a respins și l-a urât, i-a dat spin și pălămidă, întinând viața sau veșnicia, care de acum devine timp și trebuie măsurată în clipe, în secunde, în zile, în ceasuri, în săptămâni și așa mai departe, cum facem noi orologiile și cronologiile, și dacă ne uităm și acestea după mintea omului, vedeți că au creat distorsiuni și oamenii se ceartă între ei de la 4 zile, 14 zile, 16 zile, 13 zile, 9 zile, 8 zile, dar harul e nelimitat, nemărginit, Dumnezeu e infinit. Dar noi totuși ne certăm de la acestea și nu ne putem iubi și înțelege. Și mai mult, l-am dimensionat pe Dumnezeu dându-i proporțiile gândirii noastre, limitându-l poate uneori la cea mai frumoasă catedrală, sau la cea mai frumoasă icoană, sau la cea mai frumoasă candelă, sau la cea mai frumoasă ogradă, sau la cel mai frumos cimitir, sau la cel mai frumos mausoleu, sau la cea mai frumoasă troiță. Dar Dumnezeu este putere. De aceea Scriptura vine și îți spune: Dumnezeu nu stă în locașuri zidite de mâini omenești, ajută baba că s-o închetica. Dumnezeu nu stă în locașuri zidite de mâini omenești, dar totuși
făcând alegoria și apelul la templu din Ierusalim, spune: casa tatălui meu, casă de rugăciune, se va chema. Deci noi ne putem dimensiona azi ca creștini iubitori de Hristos în casa Tatălui nostru, în casa lui Dumnezeu. Deci noi ne distingem de corabia care merge pe marea vieții și stăm în corabie și nu ne depărtăm de Ierusalimul de sus, de altar, de potir, de sfințenie, de taine, ca să putem avea acces la lumina cea veșnică și la pomul vieții care cândva ne-a fost dat gratis în rai și acum trebuie să-l gustăm. Numai că aici, și de aici începe povestea simplă, care v-am spus că eu n-am vrut să o las așa cumva trecută cu vederea, pentru că ea e tâlcuită în mii și în feluri de fețe,